Potrivit Mediafax, perchezițiile au fost efectuate de către polițiștii de investigare a fraudelor din IPJ Caraș-Severin. Două descindere au avut loc în județul Timiș, una în Mehedinți, iar șapte pe raza județului Caraș-Severin, zona Moldova Nouă. Opt persoane au fost duse la audier și a fost pus sechestru asigurator asupra unor imobile și autoturisme. Prejudiciul în această cauză fiind de peste 350.000 de lei, bani provenind din evaziune fiscală. La acțiune au participat și ofițeri de